Femeia din județul Timiș, 3 ani concubinaj cu bărbatul din Rovinari. După o ceartă aprinsă, concubinul a înjunghiat-o pe aceasta în burtă, pentru ca mai apoi să plece de acasă. Victima a depus eforturi uriașe pentru a ajunge la spital, unde i-au fost acordate primele îngrijiri medicale. Polițiștii au mers acasă la cei doi și l-au reținut pe bărbatul violent. Polițiștii din Rovinari au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Alipe Jegorj, un bărbat de 56 de ani bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Acesta i-ar fi provocat o plagă concubinei sale ca urmare a unui conflict spontan, în urma căreia acestea a avut nevoie de îngrijiri medicale. Din fericire, femeia se află acum în afara oricărui pericol. Polițiștii continuă cercetările, iar bărbatul vinovat ar putea să ajungă la închisoare.